Este secreția glandelor mamare din primele 2-3 zile. Este acea secreție pe care până nu de mult o aruncau, mămicile o aruncau. Toată lumea considera că este o secreție irelevantă, fără niciun fel de beneficii pentru bebeluș, care reprezintă de fapt o desfundare a canalelor galactofore și aceasta trebuie îndepărtată. Doar de câțiva zeci de ani, oamenii de știință, medicii, au observat că această secreție, au studiat-o de fapt și au observat, au realizat că această secreție este inestimabilă, ea conținând o încărcătură foarte mare de imunoglobuline și nu numai. Acest colostrum, de fapt, se realizează începând cu al treilea trimestru de sarcină. Deci este un proces mai laborios, nu de una, două, trei zile, este un proces de câteva săptămâni bune în care în glanda mamară se sintetizează acest colostru, se sintetizează în câteva săptămâni și acest colostru conține imunoglobuline, vitamine și trei proteine esențiale pentru ceea ce urmează să vă spun: lactoferina, alfa-lactalbumina și lizozimul. De departe, lactoferina este cea mai intens studiată, a fost, este și va fi probabil pentru ceva vreme, pentru că pe măsură ce oamenii de știință se uită mai atent la această proteină, apar noi beneficii pentru sănătatea noastră. De altfel, așa după cum v-am spus și eu în postările mele și după cum vă spune aproape orice cadru medical în prezent, laptele matern este esențial pentru dezvoltarea normală a bebelușului, nu numai în prima perioadă a vieții, are implicații și în sănătatea lui ulterioară, din timpul vieții. Revenind la lactoferină. Lactoferina sunt studii care arată că are proprietăți anticancerigene și, cel mai important, are proprietăți antivirale. Nu avem sursă de lapte matern, noi, adulți fiind, nu putem să ne aprovizionăm și să consumăm zilnic lapte matern. În Uniunea Europeană mă refer, pentru că, de exemplu, în Statele Unite ale Americii există bănci de lapte matern. Există mămici care și-au creat un stil de viață, un trai, stimulând secreția mamară și oferind această secreție, acest lapte matern, băncilor de lapte matern. Laptele este la fel ca și laptele de vacă, pasteurizat, îmbuteliat și vândut. Noi, în Uniunea Europeană, în Europa, în România, nu avem acces la lapte matern în felul acesta. Prin urmare, nu ne rămân decât produsele de colostru care sunt obținute de la vacile noastre. Și, din fericire, avem în farmacii suficiente produse de acest gen. Fie că se numesc colostru sau colostrum, fie că se numesc lactoferina sau cum se numesc, ele se găsesc peste tot și cred că este momentul cel mai important, acum, în plină pandemie, să ne îndreptăm atenția și asupra acestei lactoferine, pentru că a fost studiată inclusiv prin prisma eficienței împotriva virusului pandemic. Există studii, aveți acces la ele pe internet. Lactoferina este eficientă pentru a preveni îmbolnăvirile virale din această perioadă. Nu uitați, sănătatea voastră este prioritatea mea.